dorit să fie Doamne. Eu, Doamne, nu știu dacă și alte cărări mai duc la cer vreodată, dar știu pe aceasta ce de viacuri e calea Ta adevărată. Eu nu știu, Doamne, dacă și alte case sunt de ale Tale, cum le spune, dar știu pe aceasta ce de viacuri e casa Ta de rugăciune. Eu nu știu dacă și alții ce altfel cred și spun și învață vor mai vedea și în ce fel a Ta veșnică viață. Dar știu că cei ce învățătura de la început o țin într-una, făgăduința mântuirii o au de plin pe totdeauna. Și dacă nu știu și alte cărări că duc la cer vreodată, eu vreau să merg pe aceasta care e calea Ta adevărată. Și dacă nu știu și alte case că sunt de-a Tale, cum le spune, eu nu mă las de aceasta care e casa Ta de rugăciune. Tot aici ai venit, măicuță, la mine, binecuvântată și slăvită Maică a lui Dumnezeu. Și de atunci viața mi-ai schimbat-o toată, mi-ai întărit-o de curaj în lupta ce mi-o duc din greu. Fii în veci slăvită, purul fericită, Tu, măicuță dulce a sufletului frânt, fața Ta curată, binecuvântată, care ridică totul spre cerul sfânt. Ai intrat la mine în hruba mea murdară și a adus cu Tine freamăt nou de rai. Răul tot din mine a fost scos afară și azi acesta-i parcă locul ce-l doreai. Ai pătruns la mine în iadul disperării, unde nicio rază nu mai ajungea, și cu gestul standru al dragostei iertării ai adus lumina și azi stăpână ea. Ai venit, o, sfântă și nebănuită e prezența-ți dulce de nemai uitat. Chiar dacă afară-i vreme mohorâtă, totu-i primăvară în noul Tău palat. O, măicuță sfântă, singura prea bună, vreau lăcaș frumseții pururi să-ți rămân, dar te rog, de astăzi lasă-mă împreună să te ador și în ceruri după al Tău stăpân. Amin.